Jucați-vă foarte mult cu copilul dumneavoastră de a restaurantul. Ca să ajungi să te joci cu un copil de a restaurantul, copilul tău are nevoie să dețină anumite abilități. Copilul tău care nu știe să ceară, nu știe să imite, nu știe să meargă pe stradă, nu știe să răspundă la stop, nu știe să accepte refuzurile tale, dacă el nu știe să răspundă la numele lui, dacă el nu știe să meargă pe stradă și doar fuge, atunci nu ai ce să cauți cu el la restaurant și să stai 3 ore, pentru că nu vei face decât să te frustrezi tu și să-l frustrezi și pe el. Ca tu să ajungi să te joci cu copilul tău un joc simbolic de restaurantul, copilul tău are nevoie să fie învățat abilități de bază. Și abilități de bază înseamnă punctul în care copilul tău se află în momentul acesta. Adică tu va trebui să faci o evaluare a abilităților copilului și dacă vezi că al tău copil, de exemplu, nu știe să imite, nu vei putea să te joci cu el de restaurantul, pentru că jocul de restaurantul presupune copilul tău să te imite în ceea ce faci. Dacă el nu știe să răspundă instrucțiilor tale, dacă nu știe să aștepte, dacă copilul tău nu știe să răspundă la nume, dacă el nu știe toate obiectele măcar la nivel receptiv, dacă tu îi spui dăm cana, dăm furculița, nici nu o să poată să se joace de restaurantul. Deci sunt câteva abilități de bază pe care, apropo, le găsiți inclusiv în cursul meu gratuit Ajută-ți copilul să vorbească, să se joace și să fie liniștit.